Dar l-am luat în brațe pentru că mai sunt câțiva căței mai mari pe aici. Copilași. Avem și noi ocazia de a ieși din casă acum. Motiv, de fapt, de a ieși din casă. În parc. N-am ieșit niciodată în parcul ăla pentru că... Na. Cappuccino! S-a adaptat foarte ușor, s-a obișnuit cu noi. În câteva ore nu mai avea nicio treabă. Și nu mi-a făcut în casă deloc. M-a așteptat până a scos afară dimineață. Până acum e cu mințeal. Ești cel mai fericit. Vedeți, am venit puțin în parc, am descoperit un parc, de fapt, când am fost niciodată aici. Se pare că domnul Cappuccino, stai, unde ești? Vrea din ce în ce mai des scos la plimbare. Asta nu-i rău, nici în fiecare dimineață o să trebuiască să-l scoatem la plimbare. Care energie mare și pentru două luni, mult lumea zic că nici nu trebuia să-l scoat din casă. Dar nu pot să-l țin în casă, vrea să alerge. Și da, cred că nu facem o rutină zilnică din chestia asta. Say hello, Cappuccino! Am ajuns acasă și am, vedeți aici, am luat din Maxi Pet, avem din Pepco, avem și din Kik și din Kaufland. Așa că hai să vi le arăt. Da, în primul rând am luat niște training pads, 8 bucăți de astea, au fost 8,50 lei. Bine, nu cred că este neapărat nevoie acum, pentru că deocamdată nu mi-au făcut în casă, slavă Domnului, deci un cățel foarte drăguț, dacă are nevoie mă scheaună.
Dar pentru orice eventualitate, când o să fim plecați acasă mai mult timp, să nu. Ok, am luat și chestiile astea pentru un păr. Nu știu cât au fost, 5 lei și are și două rezerve, adică ofertă chiar bună. Oh, o jucărioară, care chiță e, în formă de telecomandă. Ia uitați cum se uită. Azi că mai întâi le filmez și după aia le dau. Da, a început să ne roadă telecomanda noastră și am zis că, mamă, ce mișto e că am găsit o jucărie în formă telecomandă. Și au fost 13 lei. Deci, ia. Lăsați. Și am mai luat o bandană de pus la gătuți. Ia uitați ce frumos și că e gri, cu lăbuțe de cățel, cu osicioare, mai multe. Și au fost 8,50 lei, o bandană. Sperăm să-i vină, că el e foarte micuț. Încă o jucărie care poșnește, are un fel de plastic pe interior, scuze pentru sunet, e un elefant, nu știu, zburător, cu blană, mamut, cu, nu știu, e un mutant. Asta au fost 10 lei. Dar nu, este frică pe masă, nu-l fată jos. O jucărie. Oricum, eu o să vreau să iau de pe site-ul de la Jumbo. M-am văzut că au cei de la Jumbo au site-ul ăsta online. Dar până atunci am să iau și de aici. Ăsta a fost 8,50 lei și așa că îi place și a început să roadă multe chestii. Ăsta l-am luat din Kick. 4,50 lei, sunt niște trituri, snack rolls, cu pui și vită. Nu știu dacă sunt pentru adulți sau pentru juniori. O să mă uit și vedem. Așa, săculeți, sinceră să fiu, uite, au fost 8 lei și are 60 săculeți, dar am văzut și un maxi pet că erau seturi mult mai convenabile, la 20 de lei, 6 de astea erau, nu 3. De fapt, nu mai multe, 8, cât erau? 8, cred că erau cu 20 de lei, dar data viitoare, da. Ok, și în sfârșit am găsit la un preț foarte convenabil, la doar 10 lei și lesă și gardă. Uitați-mi cum se zice. Sperăm să vină acum, că sunt cam mărișoare. Dar na, o să le probăm. Cam dată noi am avut ceva improvizat. Astea erau cele mai ieftine. Au fost 3,90 lei, una și una o să fie pentru papa și una pentru apă. Ok, ăsta este un șampon. Extract de mușețel, tra-la-la. Animalilor sub un an. El are două lunițe. Ăsta nu mai știu cât a fost, 15-16 lei, undeva pe acolo, cam scumpicel. Salam ceva pentru căței cu pește alb. Este cu pui și pește alb. Da, și nu știu cât a fost, 8 lei. Da, l-am luat din Kaufland, nu? Ăsta a fost din Kaufland și a fost 2 lei? 100 de grame, 2 lei, pentru papis, e un preț chiar foarte bun. Asta tot din Kaufland și cred că tot 2 lei au fost. De asta știu că am luat două, tot pentru junior. Da, l-am găsit și pe celălalt. Pe ăsta l-am luat tot din Maxi Pet, papi, cu turkey, cu curcan, cu orez, ulei de somon și prebiotice. Ce fain, și nu știu cât a fost, 7 lei sau 8 lei, 400 de grame. Sper să-i placă. Două din astea. Dar nu știu dacă-s pateuri, nu știu ce-s. Nu-mi dau seama. Seamănă cu cappuccino la fățucă. Ia. Semănăm? Semănăm puțin. Da, și am luat două. Ăsta a fost 2 lei și ceva. Una, Kiss. Pentru junior, 5 plicuri de astea. Nu mai știu cât. Nu, are 4 plicuri de 100 de grame. A fost 8 lei, 60 ceva. Nu știu, în fine, aproape 9 lei, cred că e un preț destul de convenabil pentru că un singur plic e 2,70 lei, 2,80 lei. Astea nu mai știu, tot din Maxi Pet, 2,80 lei, cred că a fost și are 5... Mi s-ar putea 2 lei? Da. Astea au fost 2 lei? Nu, astea au fost 2 lei și ceva. În fine, 2 lei sau 2 lei și ceva au fost astea. Asta, nu știu, un dressing, nu știu ce cu ăsta, Taste Explosion, topping, pardon. Cred că asta mă gândeam și eu, e un fel de proteină, că văd că e praf. A fost 2 lei.
Da, e praf atunci pe pisică. Da, doi ultimele chestii, am luat așa ca să încerce, aici doi cârnăciuri de ăștia. A fost un leu 51 în picel și am să-i dau să roadă. Și aici chestii dulci în formă de os, ceva cu... Vanilie. Nu știu, vanilie, lapte, nu mai știu ce are. Și am luat 5 bucăți, astea au fost 70 de bani sau 75 de bani bucata. Am luat 5. Și asta este haul-ul pentru cățeluși. Oricum o să mai facem săptămâna asta, săptămâna viitoare mai facem un haul pentru cappuccino. Și acum o să-i așez pe jos undeva pe masă, e frică, să vedem cum reacționează. Da, le-am așezat așa pe jos, vedem cum reacționează. Dar... Și hai cappuccino, hai. I-am desfăcut ăsta ca să-i dau unul. Ia să vedem. Ia. Plății? Ia. Bravo! Hai să vedem totuși. Ia să vedem unde se duce. Plății cappuccino ce am luat la băiat? Da? Eu să uită după asta. Da. Ia și papă. Acum hai să probăm totuși zgarda. Da, este prea mare și nu avem cum să-l plimbăm. O să trebuiască să-i cumpărăm altele sau să improvizăm. Îi leg eu ceva de gât de acolo ca să putem să-i prindem lesa. Am putea să ducem așa, da? Da, dar putem să-l pierdem. Dacă poți să iasă. Iasă imediat. Am vrut să-i luăm și o vestuță de aia, ca un fel de ham. Da, știu. Mai degrabă îi luăm pe aia data viitoare. Cappuccino! Punem bandana. Hai să-i punem bandana, da. Da, asta-i bine cât de cât și asta-i o leacă lărguț și are și de prins lesa. Cappuccino! Ți văd-ți măi frumos, măi! Da, calcă pe dânsa. Uite, mă. Poate pot să fac o leacă mai mică. O să încercăm să mai ajustăm, dar nu promitem. Dar e frumoasă. Da. Da, și-am zis să vă arăt așa în mare, cam ce-am luat eu din Kaufland, că, na... Am luat câteva, deși nu sunt cumpărăturile mari, alea o să fie în altă zi. Am luat așa ciocolată cu napoi, așa morcovi, băi, tare mici și urâți. Am luat câțiva, ardei și am luat 3 borcane de astea de sos de brânză, pentru că s-au ieftinit, erau 4 lei. Și am luat 3, deci oh my god. O caserolă de asta de pipoti și inii și aici carne tocată de porc. La un kilogram a fost 17 lei, deci convenabil. Eu am luat un topic de ăsta de ciocolată, că era la 3 lei și ceva. Vai, murim fără ăsta, deci dacă nu avem sos de soia în casă, parcă mâncarea nu are gust. În fine, am luat niște meri, chipsuri, roșii pasate, tăiței. Aici am profitat, că am luat vreo 6 pungi de astea, 77 de bani, 80-90 de bani. Astea 80 de bani, salate și le facem imediat. Ce am uitat să iau? Ton. Trebuia să iau vreo 2 de ton ca să fac o salată. Aia e. Aici tot chipsuri din astea cu usturoi, 1 kg de mălai, 1 kg de orez cu bob rotund. Văd că au schimbat ambalajul. Da, am mai luat aici niște ciupercuțe. Pâine, doamne, 50 franzela și am feliat-o acolo. Și astea sunt germeni de ea, nu știu neapărat ce să folosesc, erau la raionul cu salate. Eu luat sora mea, 30 de bani, în fine. O să strâng astea și le pun și pe celelalte, că nu am loc pe masă. Da, și astea sunt ultimele, deci salamior, spaghetti, vermișori așa gumați, tortillas. Am luat sora mea, ea mai bea. Cappuccino, fix cățelușul nostru. Cu alune a fost un leu 70, lăpticu, niște paste de astea zoo, supe instant, of course, că nu se poate fără, ceapă, fraților, o scăzut prețul la ceapă, nu mai este 6-7 lei, kilui 3 lei, kilogramul, pardon, am mai văzut persoane că, domnule, e kilogram, nu e kil. Anyway, deci, 3 lei kilogramul de ceapă galbenă la Kaufland, aleluia. Și abănânuții și cam astea. Yep. Da, hello, hello, mă vedeți din nou astăzi, nu m-am machiat deloc. Da, e lui cappuccino. O să oprim vlogul aici.
O să continuăm cu altele. Săptămâna viitoare cred că o să avem mai multe vloguri. Și da, stați pe aproape și ne vedem cu următoarele clipuri. Eu sunt Oana, el e Cappuccino și o să-l vedeți tot mai des. De acum nu-l duce tristuț, abia o popat. S-a umflat în burtică. O mergi la baie. E tristuț, cred că e somnic. Ne vedem cu următoarele. Am pupat!